Președintele României Klaus Iohannis se află în aceste zile în Turcia alături de soția sa Carmen Iohannis în cadrul unei vizite oficiale. Astăzi el a vizitat Biserica Sfânta Muceniță Paraschevii din Istanbul, locașul de rugăciune al comunității ortodoxe române. Președintele și delegația care l-a însoțit au fost întâmpinați de înalt preasfințitul părinte Ghenadios, mitropolit de Sasima, părintele Sergiu Marcel Vlad, parohul bisericii și un grup de enoriași. În biserică, pe domnul Klaus Iohannis l-am întâmpinat cu pâine și cu sare, așa cum este tradiția românească, iar apoi i-am prezentat domnului președinte pe scurt istoricul bisericii și al parohiei noastre din Istanbul. Domnul președinte a mulțumit pentru primirea călduroasă și de asemenea a transmis și Patriarhiei Ecumenice mulțumiri pentru faptul că ne-a pus la dispoziție această biserică. De asemenea, înalt preasfințitul Ghenadios de Sasima a transmis mesajul de bun venit și de asemenea a scos în evidență și relațiile foarte bune care există între Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română. La final, președintele României a primit în dar din partea preotului paroh o icoană a Maicii Domnului cu pruncul. Ieri, Klaus Iohannis a avut o întâlnire cu o parte dintre membrii diasporei românești din Istanbul.